Din start vreau să vă spun că prețul acesta este meh, este au un minus deja. Fie țai, naibii, nu vă desfaceți. Mamă, asta deja a curs, iac. Avem mulți castraveți și un sos roșu așa dubios și o felie de cașcaval. Deci arată foarte, foarte dubios, fraților. Mamă, dar arde. Nu pot să vi recomand, fraților. Nu pot să vi recomand pentru că nu sunt buni. Gustul este unul mediocru, prețul este foarte mare. Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi voi face un mukbang cu acești doi hamburgeri de la Lidl. Fraților, după cum știți, eu am mai făcut un mukbang cu hamburgerii de la Lidl, dar nu cu aceștia. Aceștia sunt varianta scumpă, sunt apăruți mai noi acum. În clipul celălalt din Otto Mănâncă am testat hamburgerii aceia la 7 lei, două bucăți la 7 lei, cei mai ieftini hamburgeri, practic, din comerț, sau poate ar fi și alții mai ieftini, nu știu exact, dar eu... Mi se pare că așa le-am spus atunci în clipul acela. Însă de data aceasta vom mânca varianta scumpă, varianta nouă. Aceștia sunt 10 lei, 9 lei 99 fiecare. 9 lei 99, 9 lei 99, adică împreună 20 de lei. Uitați, cam așa arată, i-am apropiat un pic să vedeți mai bine cutia. Din start vreau să vă spun că prețul acesta este meh, este au un minus deja, un deget în jos. Un dislike, practic, pentru că prețul mi se pare foarte mare, fraților. Gândiți-vă că la 9 lei puteți să luați un Big Mac de la McDonald's. Față de 10 lei, un hamburger din ăsta obosit, adică cred că e obosit, habar n-am, să vedem cum este. Dar oricum, un hamburger rece, să-l iei de la supermarket și să dai mai mult decât un Big Mac de la McDonald's, mi se pare deja un dezavantaj, mi se pare deja că are un minus. Pentru astăzi avem barbecue burger și classic burger. Mai aveau încă unul. Se numea cheeseburger. Practic e un classic burger cu o felie de cașcaval. Ok, haideți să-i desfacem, pentru că trebuie să-i bag la microunde și apoi vom citi etichetele, vom vedea câte calorii au, câte grame de grăsime, de carbohidrați, de proteină în principiu, pentru că proteina mi se pare cea mai importantă și numărul de calorii. După aceea o să-i mâncăm, o să vă spun cât de buni sunt și dacă merită sau nu. Dar cum îi desfac, frate? Mamă, ăștia-s lipiți. Pe bune, mă. Fraților, se desfac foarte greu. Ok, avem aici instrucțiunile de folosire, ci că se bagă 90 de secunde la microunde. Uitați, ia uitați, fraților, acum a focalizat și camera mea. Aici avem straturile, practic, ce conțin. Și pe spate avem valorile nutriționale. Dar le vom citi imediat, pentru că o să dureze ceva până îi încălzim. Și atunci le vom citi, să vedem ce valori nutriționale au. Fie țai, naibii, nu vă desfaceți. Extraordinar. Au aici o protecție, să-i țină. Mamă, asta deja a curs, iac. A curs tot sosul ăsta. Ia uitați. Și aici ce e asta? E ceapă caramelizată. E bunicel sosul ăsta, să zicem. Dar asta nu era classic burger? Ba da. Deci are și ceapă caramelizată. Și are și cașcaval, ia uitați. Și cam așa arată, sunt destul de mari. E zic mai chifla, e mare chifla. Haideți să vă arăt ce conțin, că după aia, după ce îi încălzesc, o să se topească și nu știu dacă mai pot să-i desfac. Deci avem o felie de cașcaval din asta așa, niște ceapă caramelizată, niște sos din asta pus doar într-o parte, foarte iurea, și o felie din asta de carne. Ei zic că evită 100%. Stați să punem sosul ăsta pe mijloc, să-l tragem un pic așa. Doamne, și aici ce naiba e asta? E o chestie. Un sos de roșii, zici că e de pizza. Foarte ciudat. Hai mă, focalizează. În fine, nu vreau asta să se focalizeze. Deci ăsta e tot hamburgerul, da?
Foarte, foarte dezamăgit sunt, sincer vă zic. Mă așteptam la mai mult. La 10 lei cât costă, deci uitați-vă și voi, nici cât felia de pâine nu este această felie de cașcaval și ce să mai zic de carne. Mi se pare foarte subțire carnea asta. Să punem aici ceapa caramelizată. Mai am niște sosuri, mai am niște sos barbecue și niște sos de la KFC. Dar nu vreau să pun, vreau să-i gustăm așa. Ok, haideți să desfacem și pe ăsta, repede. După aia se băgăm la microunde. Asta este cel barbecue. Aoleu, ce greu să desfac. Mamă. Bun, haideți să vă arăt repede. Avem o felie cu sos iară pe jos, pe lângă. Asta e partea de jos, da? Avem o bucată de carne, exact ca la celălalt. Și avem mulți castraveți și un sos roșu, așa dubios, și o felie de cașcaval. Deci arată foarte, foarte dubios, fraților. Foarte dubios. În mod normal n-aș mânca așa ceva, dar am vrut să-i gust. Doamne, câte felii de... A, și ăsta are sos barbecue. Nu mai are sos din ăla de pizza. Să sperăm că este bun. Da. Uitați, cam așa arată. Da, foarte dezamăgit sunt. Și de preț, și de compoziție, de umplutură, practic. Este foarte multă pâine, foarte puțină carne. Abia aștept să citim valorile nutriționale. Mă duc să-i bag la încălzit. Wow! Deci am aici o farfurie mică și aproape cât farfuria. Numai că este multă pâine. O să-i pun așa, să-i bag amândoi odată. Ok. Așa, până se încălzesc ei, mi-am adus și sosul meu barbecue. Un sos foarte șmecher, chiar foarte bun sosul ăsta. Și sosul de usturoi de la KFC. Vom vedea dacă avem nevoie de ele mai încolo, dar cred că o să avem nevoie. O să-i gustăm și apoi o să mai adăugăm. Bun, haideți să citim valorile nutriționale. Prima dată, hamburgerul clasic, 100% beef, carne de vită, adică, are calorii pe 100 de grame. Are 293 de calorii și ăsta are 200 de grame. Deci are undeva la 600 de calorii. Are 210 grame. Deci 600 de calorii. Grăsim 16 grame, dintre care acizi grași saturați 5,8 grame. Glucide 25 de grame, dintre care zahăr 5,8 grame, proteine 11,3 grame, adică are 22 de grame de proteină tot ăsta, și sare 1,5 grame. Bun, haideți să vedem și celălalt, barbecue hamburger, ăsta se dau ăsta mai așa. Ăsta are 252 de calorii, are mai puțin față de 293, are tot 210 grame, grăsim 10,8, dintre care acizi grași saturați 5 grame, are mai puține grăsimi, de aceea are și mai puține calorii, bănuiesc. Glucidele sunt la fel, 25,8 grame, dintre care zaharul 6,5, proteine 12 grame de proteină, are un pic mai multă proteină, dar nu se simte oricum, 1 gram, 0,7 grame, și sare 1,84 de grame, deci are mai multă sare. S-a terminat și încălzitul, haideți să vedem acum cum sunt, să-i aduc aici. Ok, fraților, ăsta cu sosul, ăsta era la clasic și ăsta e barbecue. Mamă, dar arde. Chiar sunt curios să vedem cum sunt. Ia uitați. S-au încălzit bine, da, pâinea este moale, dar mă interesează gustul foarte mult. Mamă. Nu e ce trebuie. Am un gust ciudat. Sunt dulci. De la ceapa aia caramelizată, cred. Da. Zici că mănânci o prăjitură. Cu gust de, nu știu. Cu gust de carne, așa un pic. Carnea se simte, dar foarte, foarte puțin. Cașcavalul nu se simte deloc, se mai simte un pic sosul ăsta și cel mai mult se simte ceapa caramelizată. Haideți să-l vedem și pe celălalt. Barbecue. Mm.
Este mai bun. Dar nu e grozav. La fel, care nu se simte. Nu pot să vi recomand, fraților. Nu pot să vi recomand pentru că nu sunt buni. Gustul este unul mediocru, prețul este foarte mare, trebuie să-i mai și încălzești, trebuie să te chinui să tai, să-i scoți de acolo din recipientul lor. Mi se par mai ok chiftelele, hamburgeria mici la 7 lei, care au gust de chiftea, tot de la Lidl. Dar sunt 7 lei două bucăți, ăștia sunt 20 de lei. Am două bucățile, deci... Da, chiar nu-mi place. Dar pentru că nu e bine să arunci mâncarea și pentru că am dat bani pe mâncarea asta, o să mă duc în frigider să iau niște cașcaval, să mai punem niște cașcaval și niște mezeluri, să vedem ce mai avem. Îi mai dăm cu niște sosuri din astea și o să-i mănânc până la sfârșit, o să-i termin. Ok, avem aici mușfile, clasicul mușfile de la Lidl, care îmi place mie cel mai mult, și cașcaval, tot de la Lidl. Vom adăuga acum niște cașcaval și niște mușchi. Doamne, cum arată! Deci vă zic, sunt la limită, sunt la limita de a putea fi mâncați, efectiv. Asta barbecue are foarte mult sos barbecue, așa că nu o să mai pun sos barbecue, dar o să pun sos de la KFC. Da, fraților, concluzia este că nu merită, chiar nu merită banii, să știți, să nu faceți prostia să vă cumpărați, pentru că sunt foarte nașpa, mie nu-mi plac absolut deloc, la banii ăștia puteți să vă luați de la McDonald's, de la orice sandwicherie din asta și sunt convins că vor fi mult mai buni. O să pun și două felii de mușfile, pentru că nu simt gustul de carne, fraților. Tot ce se simte e sosul și pâinea. Așa, hai să le mai dăm niște de ăsta de la KFC. Nu mult. Și niște barbecue sos. Că ăsta n-are barbecue. Are un sos ciudat de roșii. Zici că e de pizza, așa, de paste. Foarte ciudat. Iar sosul ăsta barbecue este extraordinar. Iar la celălalt vom pune decât sos de la KFC, pentru că are foarte mult sos barbecue și nu vreau să-l fac mai dulce decât este. Ok. Nu exagerăm cu sosurile. Așa, am pus toate sosurile, am pus mușfile, am pus cașcaval și vă zic, nu sunt cine știe ce. Am mai scos așa gustul la suprafață de carne, dar preferam mult mai bine să mănânc 2-3 felii de pâine prăjită cu o feliuță de unt, cu niște cașcaval sau brânză telemea și cu mușchi din ăsta file. Cu un ceai, la fel, lângă, erau extraordinare, erau mult mai bune și mult mai ieftine și aveau și mult mai puține calorii. I-am luat țapă, dar nu e nicio problemă, măcar am filmat, ca să vedeți și voi, să nu vă luați și voi țapă la rândul vostru. Sunt nașpa. Sunt nașpa, dar cu sosurile astea și cu mușchi i-am mai scos la capăt, așa. Sunt mai comestibili, oricum sunt mai buni. Dar vă zic, nu vă recomand, iar eu nu o să mai cumpăr niciodată. Niciodată nu o să mai cumpăr așa ceva. E mănânc de foame, pentru că este foame. Hai să vedem cum e și ăsta, barbecue. Asta mi-e bun. Mai are murăturile astea care îi dau așa un gust acrișor. E mai ok. Dar tot nu merită. Nu merită banii, fraților. Deci nu merită. Ajungi să-ți iei hamburger de la market cu 10 lei, când la fast food-uri este mult mai ieftin și are 200 de grame pe bune, adică nici măcar nu e mai mare. Foarte dezamăgit sunt. În concluzie, nu vă recomand acești burgeri, fraților. Eu sunt Otto, ursul vostru. Sper că v-a plăcut acest clip. Să-mi scrieți în comentarii ce clipuri vreți să mai scot. Ciao!
ce lucruri vreți să mai încerc. Nu uitați să vă abonați și să lăsați un like la acest clip pentru că pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult. Și nu uitați să urmăriți și seria Otto slăbește, singura transformare live din România, fraților, am slăbit 40 de kilograme. Aveți acolo grămadă de sfaturi, de ponturi, de motivație. M-am cântărit în fiecare săptămână și v-am arătat absolut toate mesele pe care le-am mâncat. Dacă mai vreți să vedeți și alte clipuri în care mănânc, uitați-vă în playlistul Otto Mănâncă. Iar pentru greșeli în fitness, să vedeți cum dau de pământ cu toți din industria fitness-ului, cum ursul vostru dă de pământ cu absolut toți oamenii din industria fitness-ului, cu toate celebritățile astea, toți oamenii cunoscuți. Intrați în playlistul Greșeli în Fitness. Urșii mei, eu sunt Otto, până data viitoare nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Big Mac, Whopper. Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Big Mac, Whopper. Big Mac, Big Mac, Hamburger, cheeseburger.